un procent important din cele 200 de miliarde din București este sifonat. Da? Vorbim de 100 de milioane de euro. Vorbim de o mafie extrem, extrem de puternică. Oricine ca mine, care dacă va ajunge primar și vrea să facă chestia astea pe bune, siguranța lui personală va fi pusă în discuție și va avea nevoie de SPP și de protecție specială.